Traficul rutier din Pașcani va fi și mai aglomerat în următoarele 8 luni de zile. Direcția Regională de Drumuri și Poduri a anunțat că a semnat contractul pentru reparații capitale la podul de peste Siret, de la Șcheia pe drumul național 28. Odată cu începerea lucrărilor vor fi impuse restricții de tonaj, iar traficul greu va fi deviat pe DN28A, Moțca-Pașcani-Târgu Frumos. Lucrările ar urma să fie finalizate până la sfârșitul anului, perioadă în care autocamioanele și tirurile care vor circula spre Iași sau spre Roman prin Târgu Frumos vor traversa municipiul Pașcan pe strada Grădiniței. Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași a semnat contractul pentru reparația capitală a podului de peste Siret de la Șcheia pe drumul național DN28 din județul Iași. Contractul are o durată de execuție a lucrărilor de 8 luni de la data emiterii ordinii de începere. Lucrările vizate cuprind reparații la infrastructură și suprastructură, la cale de pod și la rampele de acces. Mai menționez că podul de la Șcheia are 4 deschide, 2 de câte 50 de metri și 2 de 60 de metri și o lungime totală de 236,90 de metri. Podul a fost construit în anul 1963 și are clasă tehnică 4. Menționăm că municipiul Pașcani nu are și nici nu va avea o șosea de centură pentru traficul greu. Un proiect în acest sens, depus de administrația locală, stă în sertarele guvernanților de ani de zile. Noul primar a anunțat că problema va fi rezolvată odată cu construirea drumurilor de mare viteză care vor trece prin apropierea Pașcaniului, prin amenajarea bretelelor de legătură.